vă răspund. Dacă văd că nu știu, mă duc acasă, mă documentez, mă întorc și dau răspunsul în următoarea duminică. Sau vă dau un telefon și încerc să fac lucrul acesta. Că nu putem ști toate. Mintea unora merge mai rapid și atunci nu poți să faci față la minți care se ocupă în special cu gândirea sănătoasă și care, desigur, așteaptă lămuriri. Vă mulțumim din suflet, Părinte Nicolae. Mulțumim tuturora pentru toată dragostea de a fi astăzi aici, acum, în această seară, la această întâlnire duhovnicească, ultima din cadrul parohiei noastre din acest an 2017, urmând a relua o altă serie de întâlniri duhovnicești, începând cu prima duminică a lunii februarie 2018. Îi spunem de acum Părintele Nicolae Tănase la mulți ani. Odată pot să fac cum că miercuri a fost ziua Sfinției sale onomastice și antefactum pentru că pe 31 ianuarie va împlini 60 de ani. Totodată vreau să mulțumesc în mod deosebit și chiar a fost un lucru extraordinar. Să vă mulțumesc tuturor pentru receptivitatea și deschiderea sau disponibilitatea cu care ați adus din prinoasele și din generozitatea și din larghețea inimii dumneavoastră fiecare câte un pachet cu ce ați putut, cu ce ați avut pentru copiii din tabăra de la Valea Plopului, respectiv Valea Screzii. S-a umplut pangarul din dreapta, cum ieșiți, de lucruri pentru cei de acolo. Sigur, părintele a venit cu o mașină mică, nu are cum să le ducă pe toate acum, va duce doar alimentele în această seară, urmând, poate și cu concursul și cu ajutorul dumneavoastră, dacă știți careva, ca zilele următoare, mâine, poimâine, cel târziu, restul să le încărcăm într-o dubiță, într-o mașină mai mare și să le ducem pe toate acolo la destinație. Mulțumim din suflet dumneavoastră, celor de aici, de la această parohie, precum și celor de la Biserica tuturor Sfinților Români din Piața Trapezului, sector 3, unde este Părintele Paroh Ion Mărăcineanu, fiindcă s-au adunat și de acolo foarte multe lucruri. Mulțumim tuturor celor care ați filmat, celor care ați fotografiat, celor care ați înregistrat, arhivat sau transmis media, online, pe internet sau altfel, toate aceste întâlniri și seri duhovnicești, toate aceste manifestări culturale și spirituale, în special celor de la Lăcașul Ortodoxe, au fost și cei de la Trinitas, știți bine, de mai multe ori, mulțumim tuturor! Acum, sigur, vă provocăm să îl întrebați pe Părintele, dacă aveți o nelămurire și vreți să o clarificați, merită să profitați de această ocazie și să-l întrebați, să vă lămuriți și să vă gândiți de pe acum să vă organizați în așa fel duminicile seara, începând cu luna februarie, să veniți și la celelalte întâlniri duhovnicești pe care le vom organiza anul viitor. Pentru că, așa cum a spus și Părintele, rațiunea, motivul pentru care noi le organizăm toate acestea este acela de a ne împreună sfătui. Așteptăm întrebări. Părinte Nicolae, credeți că este un motiv acela de a nu mărturisi pe Dumnezeu cu adevărat lipsa de curaj? N-ai curaj, nu te mântuiești. De ce? Pentru că este o virtute curajul, pe care trebuie să o practicăm. Fricoși în urmă, moștenim împărăția cerului. Așa zice Sfântul Pavel, nu va amânti. Nici fricoși în urmă, și toți care enumeră acolo, nu se pot mântui. Pentru că a nu avea curaj înseamnă a avea frică. Ori frică noi trebuie să avem de păcat. În niciun caz nu putem avea frică de a mărturisi. Părintele
spus ca să nu judecăm pe nimeni care a cedat în pușcărie, întrucât e foarte greu să evaluezi rezistența dincolo de limitele suferinței. Întrucât cea mai mare chin este nesomnul. Zici, dacă reușești să nu te lepezi de Hristos în timp ce ești ținut nedormit, asta este deja lucru mare. Un alt părinte mi-a spus că a fost arestat și pus să descrie 10 crime în 10 feluri. Și el le-a descris pentru că citise mult pe Dostoievski. Și deși n-avea frați și sorori și muriseră și părinții, i-a pus pe aceștia ca personaje în cei pe care el îi ucisese. Și le spunea, le dădea mântuire acolo, cum i-au omorât, i-a îngropat, urmă unul l-a dezgropat, urmă l-a băgat în geamantan, urmă l-a dus pe gârlă, urmă l-a aruncat într-o fântână și cu fiecare cadavru intipuit, el făcuse ceva. Maiorul care a citit toate acestea și l-a închetat, l-a bătut pe umăr și i-a spus așa: Părinte, ești bătaia mea. Nu să ai nici cazire. Și în 2 ani o să fie. De ce credeți că s-a întâmplat asta? Pentru că trebuia să fie făcută colectivizare. Și cu el în sat nu se putea. Pentru că el sfătuia oamenii să aibă propriul cu palmă de pământ și celelalte. Așadar, acestea sunt aspecte de curaj, chiar dacă ele, uneori, au avut și această față. Pentru că v-a plăcut Părintele Nicolae pictura bisericii într-un mod deosebit, Părintele Parol din Pompiliu, prin mine, vă dă acest album, cu pictura bisericii, Părintele Parol din Pompiliu, care este artizanul și locomotiva organizării tuturor acestor activități și care, sau cu care ați fost colegi de clasă la Seminarul Teologic din București, amândoi ucenici sau discipoli ai Părintelui Nicolae Bortașiu, care a fost duminica trecută aici. Și iată cum a așezat Dumnezeu lucrurile, ca în preajma sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, cel de-al doilea tram al bisericii noastre, ocrotitor spiritual al acestei biserici, să avem ca invitați la aceste semne omicești, înainte și după, doi părinți cu numele Nicolae, profesorul, respectiv ucenicul sau învățăcelul, Nicolae Bărdașiu, respectiv Nicolae Tănase. Întrebări. Da. Vă rog. Ai vrea? Să vă mulțumesc. Da. În ce fel vedeți pe mărturisitorii de astăzi? În condiția? Părinte Nicolae, aș vrea să ne spuneți în ce fel vedeți pe mărturisitorii de astăzi? Și dacă l-ați cunoscut pe partea cu Justinian, că și el este comemorat în acest. Mulțumesc! L-am cunoscut puțin, pentru că eram elev la seminar, l-am cunoscut în sensul că l-am văzut. I-am săptat mâna și atât. Nu l-am cunoscut mai mult, că aveam 14-15 respectiv, apoi 16 ani. El a murit în drumul spre ședința patriarcală, după ce a fost externat de la Elias, când a văzut dezastru produs de cutremur. Cutremur din 4 martie 1977. A făcut un stop cardiac din această durere care a simțit-o pentru bisericile și locașurile sfinte care se prăbușiseră. Cunoașteți toată istoria aceasta. Eu nu l-am cunoscut într-o altă formă, dar cei care l-au cunoscut au dat foarte bună mărturie, iar astăzi
Noi spunem că ne aflăm în libertate. Dar libertatea aceasta este menținută, susținută de noi, în măsura în care o păstrăm și o cerem. Pentru că, de altfel, lucrurile sunt schimbate și anume, nu putem numi libertate ce se întâmplă în unele școli. Când muzica enervează, zobește pe holurile școlii în recreație, ce libertate este aceea când elevii au voie cu telefoane, deranjează ora, sunt obraznici, asta nu este libertate, este deja o temniță în care ne tot închidem. Da, avem libertatea să venim la biserică, să facem anumite lucruri, să ne manifestăm, să vedem, să facem pelerinaje, să mergem la Sfintele Mănăstiri, dar nu avem această libertate și de înțelegere, pentru că ea, libertatea aceasta, trebuie și preluată, gustată și menținută. Noi trebuie să rămânem liberi, nu numai să fim liberi, pentru că putem fi liberi și apoi ne înrobim în propria noastră procedură. Numai așa putem să rezistăm. Mărturisitorii zilelor noastre suntem fiecare din noi care putem să prezentăm moralitatea unui creștinism foarte lejer de altfel și cu o foarte mare deschidere. Dacă nu reușim asta, nu este treaba bună pentru sufletul nostru. Nu este lucrătoare la mântuire. Noi trebuie să mărturisim, adică eu țin post. Mă mântuiesc, dar să țin post. Nu mă dau înapoi de la post. Sau nu țin post în ascuns. Dar, într-adevăr, să nu mă lau, dar eu trebuie să arăt că țin post. La serviciu, la școală, undeva într-o împrejurare unde nu se ține post, eu țin post. Și țin post aducând următorul argument. Țin post pentru că așa mă învață Biserica și pentru că Eminescu, Mihai Uteazu, Iorga, țineau post. Acesta este argumentul care îl prezentăm. Dacă nu facem lucrul acesta, înseamnă că nu mă mărturisim. Eu mă rog. Dacă sunt la o masă unde nu se face rugăciune, eu totuși mă închid. Și atât. Nu ridic pe toți în picioare, nu zic că da, ridicați-vă, facem rugăciunea, unde nu se întâmplă lucrul ăsta, să vă așezați așa la masă. Nu fac așa, dar eu dau mărturie. Eu și prin ținuta mea dau mărturie. Cum mă îmbrac, cum mă port, dar eu dau mărturie și arăt superioritatea religiei din care eu fac parte. Pentru că eu sunt botezat ca popor de 2000 de ani, dar eu sunt botezat eu. Pentru mine important este botezul meu, nu al poporului român. E istorie. Sigur că sunt încântat că m-a creștinat Sfântul Andrei. Dar culcatul pe ureche, cum am zis, este o greșeală. Mie nu-mi dă legitimitate faptul că m-a botezat Sfântul Andrei ca popor. Mie îmi dă legitimitate ce a rezultat după 2000 de ani din mine ca popor, manifestându-se, așa cum am zis, în felul ăsta. În felul ăsta de mărturisitor. Asta trebuie să faci. Așa trebuie să vă mărturim. Nu într-un chip deosebit. Eu merg acum să dau mărturie. Acum cineva m-a sunat zilele trecute că are pe cineva care vrea să se ducă să devină martir. Și am spus
Biblia nu ne învață de asta. Dacă e cazul să fim omorâți pentru Hristos, da. Dar dacă nu e cazul, nu trebuie să fim omorâți. De ce? Pentru că noi ne mântuim prin rugăciune, faptă bună, prin mărturisire și nu neapărat prin ucenicie. Sigur, ar fi o ocazie. Cunoașteți că Biserica în veacurile primare ale creștinismului a trebuit să interzică creștinilor să meargă bulul, să scuipe idolii din cap și idolești, pentru că apoi să fie executați. Și atunci Biserica a zis nu. Gata. Ajunge cât sânge a curs, dacă vom fi siliți să o facem, o facem. Dacă nu, de acum noi organizăm viața noastră după Lucea. În biserică și celelalte. Să știți că primim întrebări și pe formă scrisă pe bilețele. Am și primit de aminte o întrebare așa, în forma aceasta, care sună așa. Părinte, ce părere aveți? Mai vor româncele o familie sau vor doar traiul bun și libertatea să facă ce vor în destrămălare? Socotindu-se totuși chiar credincioase. Și de ce nu mai vor ele copii? Ați văzut ce face Dumnezeu? Oricât o abați, oricât o împini spre Bulgari, după câțiva ani ea vine și rade tot. Pe unde? Pe la vechea mare. Acum am revenit la mare. De la aspectele de mărturisire am revenit la acest aspect care, într-adevăr, doare. Pentru că, fără să generalizăm, dar nu suntem pe departe cu realitate, româncele nu pot să mai nască. De ce? E cum vine. Ca să naște cum vine. Trebuie să fii gravidă, sarcină toxică, nu te mai poți duce încolo-încolo, sunt aspecte de serviciu, de limitări și celelalte. Nevrând să mai naști, n-ai viitor ca popor. Și scazi. Este înfricoșător să auzi statistică cum că în 2056 vor fi între 6-9 milioane sau între 9 și 12. Dar de ce paleta așa mare? Depinde cât de nebun o să fie. Dacă suntem nebuni cum suntem acum, atunci o să fim între 9 și 12 milioane. Dacă accelerăm prostia, între 6 și 9. Asta este foarte greu. Și atunci ce o să facem? O să ne plângem propria procedură. Lucru care este foarte greu de îndreptat. Pentru că un om se formează în 21-26 de ani. Noi suntem prunci până la 7 ani, copii până la 14. După aceea suntem juni, sau cum spune Maramureșanul, procoli, până la 21. După aceea suntem tineri până la 28 de ani și după aceea începe coborâșul. La 56 de ani suntem bătrâni, la 75 de ani suntem închiși. De partea cealaltă, suntem băbuți. E bine, dacă așa stau lucrurile, când o să refacem noi acum procentul acesta dezastros în care ne aflăm? Pentru că nu începem să naștem acum și s-a rezolvat. Nu, trebuie să așteptăm 21-25 de ani până când omul este așezat, produce, plătește dări. Că aici nu este vorba numai de aspect religios, este vorba de aspect economic, aspect financiar, aspect social, echilibru, cum se poate menține o tradiție sau altă. A românii, spre exemplu, în Balcani, până în Albania.
li se dărâmă o casă pe zi. Ei pierd o casă în fiecare zi. De ce? Au fost prigoniți, au fost asupriți, nu mai sunt cine au fost și pierd. Să n-ajungem și noi să pierim. Pentru asta trebuie să determinăm familiile, mai ales cele tinere, dar nu numai, să nască. Argumentele de naștere sunt de rost. De ce nu naște? Cum să nasc un părinte? Păi dacă am fată de 14 ani? Păi și dacă ai fată de 14 ani, ce? Nu mai poți să naști? Păi da, dar uite, eu am fată de 22 de ani, s-a măritat, are și ea copil. Foarte bine, dar și tu poți să ai copil. Cum faci să nu ai copil? Înseamnă să faci păcate peste păcate, care păcate vor țipa contra actualilor copii, că sângele copiilor avortați, sau sângele copiilor evitați, strigă contra copiilor actuali. Și atunci, de fapt, ai vrut să naști numai doi ca să o ducă bine. Dar, în realitate, nu reușești așa. Nu vei reuși niciodată, întrucât sângele lui Abel strigă din pământ. Știți? Părinte Nicolae, în 79, Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, de pe treptele Bisericii Mănăstirii Radu Vodă, adresat tinerilor seminariști cele 7 cuvinte către tine. Vă rugăm din suflet să adresați și Sfinția voastră tinerilor din această seară, de aici, din această biserică, un cuvânt. Că sunt sărmanii foarte dezorientați. Nu doar ei, ci aproape toți, dacă nu chiar toți. Cele 7 cuvinte către tineri au fost rostite de Părinte Gheorghe Calciu Dumitreasa în miercurile în care el era de serviciu. În 1978, în 1979, deja a început prigoana asupra lui și inclusiv arestarea. Și erau foarte îndrăznețe, noi nu am început prea mult atunci această îndrăzneală, această justificare a îndrăznelii lui, pentru că eram copii. Seminarul se începea până la 14 ani și eram copii, eram copilași. Veneam de la țară, ce nu am atunci, eram vreo 72 în clasă, eram aproape 400 în tot seminarul. Părintele și ceilalți profesori ne-au fost recomandați ca profesori și această ieșire în față cu cuvinte ca se intitulează urmașii titorilor și voievozilor români și le dărâmă titorii. Cum a fost cazul bisericii și mulți alte, multe lucruri, cum ar fi nu lăsați să se mecanizeze sufletele voastre. Sau, tinere ți-a fost spus că te tragi mai mult. Nu e adevărat, nu te tragi mai mult. Te tragi de la Dumnezeu. Ești trup, dar ești și suflet. E toate acestea, în zilele noastre, par așa cuvinte obișnuite, dar la data aceea însemna mult, pentru că, de fapt, te așezai împotriva sistemului. Porțile au fost închise, tinerii la alte facultăți săreau gardă, veneau la noi, securitatea venea, făcea anchete, ne lua declarații, așa. Eu mă întrebam pe părintele, părinte, ce să mai scriu? Păi ce ai spus? Păi așa, mai trebuie să scrii și asta. Păi asta n-a zis, și că n-am avut timp. Adică dorea mult să fie o mărturisire a lui complet. De aceea, în zilele noastre, tinerii, trebuie să ia seama la ce s-au făcut pentru ei, iar ei să guste viața. Părintele Calciu era un om al
excursiilor, al lunețiilor. Mergeam cu el prin țară, cântam pe la biserici, după aceea mâncam împreună. Era foarte aspru ca profesor. Dar cum ieșea de la clasă, devenea foarte voluntă și foarte preocupat de fiecare. Ei, noi avem nevoie astăzi de voi tineri să puteți să continuați și să fiți un fel de reverberație a ceea ce s-a întâmplat. Nu e așa puțin lucru ce s-a întâmplat. Este enorm ce s-a întâmplat și s-a făcut. Iar, după cum vedeți, nu toți cei care au strigat cu noi este Dumnezeu în 89 au rămas cu Dumnezeu. Da, cu noi este Dumnezeu, dar noi nu suntem cu Dumnezeu. În zilele noastre, asta trebuie să aibă grijă tinerii, să fie și ei cu Dumnezeu, numai Dumnezeu cu ei. Iar ce se întâmplă sub aspect copilăresc, tineresc, poate trebuie gustat. Numai că limita la care ne oprim este limita destrăbălării. Nu limita bucuriei. Bucuria este una, veselia este alta și orice pas înainte numește destrăbălare. Asta trebuie noi să încercăm să cultivăm. Nu vă luați după ce e în stradă. În stradă este de tot. Noi facem parte din altceva. Noi suntem un corp. Noi nu suntem risipici, noi suntem adunați. Puteți să spuneți de jos, ca să așa. Părinte, cum să-L mărturisesc pe Hristos celor care nu știu copiii l-a împărtășit din cauza lumbriței care cred ei că nu este igienică? E greu cu capul. Dacă pierde capul, pierde mintea sau se întunecă, e foarte greu. Adică Hristos spală, arde, rezolvă totul și noi avem probleme cu microbi. În niciun caz. În niciun caz. În afară de dovezile din istorie, sunt și dovezi actuale. Sunt preot la spitale, la leproși, la fel de fel de contagiori, niciun preot nu și-a pus această problemă. Doar preotul, după ce împărtășește, consumă tot ce rămâne în Sfântul Duh. În niciun caz nu se pune problema aceasta, ale inguriții. Cine pune această problemă, deja nu trebuie să se mai împărtășească, pentru că el nu crede în Iisus Hristos, Euharistul. El crede în ceva simbolic, probabil. Ori noi am terminat cu simbolismele în Noul Testament. Avem așa, de dragul, să spunem, numelor ca simbol. În rest, puțin. Nu avem ce era în Vechiul Testament. Simbol, simbol, simbol. Ori diferența dintre noi și toate celelalte profesiuni creștine este prin atitudinea noastră vis-a-vis de Sfânta Mărturisire. Ce credem noi că e potrivit? Noi credem că potrivit este mesajele lui Hristos. Ce mai credem? Că pe Sfântul Iisus este trupul lui Hristos, cum real. De aceea, când un preot sau un credincios din greșeală, în nebăgare de seamă, dă o picătură de Sfânta Împărtășanie pe jos sau pe ceva, dacă este stofă, stofa venită, se curăță, se spală, dacă este posibil, se arde, dacă este gresie, faianță, piatră, se răzbe, se face în toate chipurile. De ce? Pentru că noi credem că este real. Nu este simbol.
boli. Și atunci, dacă este real, atunci El intră în noi, infinit fiind, în noi cei finiți, adică restrânși, limitați. Dumnezeu face această minune. Sunt și teologi care vorbesc despre această minune mai mare decât minunea învierii. Și spun, nu învierea Domnului din morți este cea mai mare minune, ci cea mai mare minune este transformarea pâinii și a vinului în trupul sângele lui Hristos și posibilitatea prin har pe care Dumnezeu ne-o dă, de a îl cuprinde pe El cel necuprins, noi cei limitați. În taina, când am 40 ani. Și atunci lingurița, teoria lingurinței, multe lingurințe, dezinfectarea lingurinței în flacăre de spirit, noi credem că diavolul pune gura până la urechi de această lipsă de înțelepciune, prostie, foarte greu de stabilit, dacă Dumnezeu îl face așa, cum să-l calificăm, sau dacă există creștini care gândesc așa. De ce în îndreptarul pentru spovedanie scrie, ca bărbat am păzit femeia? Nu are aceeași vină și femeia făcând păcatul acesta împreună și de comun acord? Păi dacă e de comun acord, este un păcat care se referă și la ea, și dacă nu, nu. Însă problema aceasta este o problemă de divorț. Știți că dacă o femeie este prinsă în adulter, bărbatul poate să o lasă. Dar nu trebuie să o lase, poate să și el. În cazul în care o femeie își prinde bărbatul în adulter, femeia nu poate să-l lase. Datorită relației Hristos-Biserică-Biserică-Hristos și datorită faptului că în această relație, el, bărbatul, este Hristosul după har al familiei. Însă femeia poate să lase pe soțul ei, dacă acesta îi periclitează mântuirea prin ferirea de a naște copii, avorturile de toate felurile, avortul chirurgical, avortul hormonal și celelalte forme de evitare a vieții care este o luptă directă cu Dumnezeu. La urmă, cei care doriți și aveți dragoste, puteți să-i dați Părintelui un pomernic. Ori dacă aveți să cereți un sfat, cereți-l, cereți și vi se va da și sigur să luați și o binecuvântare. Vă rog. Blagoslovit și iertați, Părinte. Dacă copiii care se botează sunt mame care cer să nu fie afundați, că se stresează copiii. Unii preoți sunt obligați să nu ne supere să accepte. Este bine sau nu? Cuvântul botez vine de la un cuvânt grecesc care se pronunță baptizo și care înseamnă afundare. Noi, prin botez, afundăm copilul de 3 ori pentru ca să se îngroape cu Hristos și să se ridice prin înviere cu Hristos. Aceasta este ceea ce mărturisim. De 3 ori, pentru că 3 zile a stat în pământ, noi botezăm în numele Dumnezeu și facem lucrul acesta așa, de nevoie, adică boală, rapiditatea morții, clar că sunt bine, noi putem boteza ca o excepție și fără afundare. Dar numai ca o afundare. Acum discuția este așa. Botezul făcut grav, dintr-o nevoie oarecare, sau nu oarecare, ci enumerat.
Cum este acesta dacă copilul trăiește? Dacă moare copilul, e putere. Dacă nu moare copilul, ce trebuie să facem? Mai botezăm o dată copilul sau îi facem numai slujba? Aceasta teologii încă discută. Cei care s-au botezat maturi, dintr-un motiv sau altul, cum l-am mai stărțit, la început. Mărturisesc că botezul prin afundare creează o iluminare, o anumită simțire și simte puterea lucrătoare a Duhului Sfânt asupra lui. Aceștia mărturisesc asta de scris și în același timp adaugă încă nu sunt cuvinte ca să poată să exprime ce înseamnă. Credem că un adult trebuie botezat în baptisterie, frumos construit, fără să creie momente penibile cu butoaie și altele, cu scări, cu toate cele acestea. Din păcate, bisericile noastre nu mai au. Eu am făcut la Bărbărbui dintr-o și în afară două asemenea baptisterii în care se putem boteza adulți, datorită faptului că prin natura ocupației noastre de acolo mai avem și aceste rare baptisterii, dar sunt. Ei bine, toate acestea trebuie să făcute cum trebuie. Că dacă faci cum trebuie, Dumnezeu lucrează cum trebuie. Dacă tu faci oricum, Dumnezeu tot lucrează, da. El ne-a dat nouă aceasta să facem. Deci El ne-a făcut pe noi părtași, tovarăși la lucrarea lui. Și atunci noi trebuie să facem partea noastră. Referitor la preoții care sunt solicitați de părinți, ca să nu afunde copilul. Asta e o problemă, că adesea preoții adesea se aud zvonuri, unele au fost și reale, ulterior s-au și dovedit că copilul n-a murit din pricina vagului că a botezat. Adică a fost afundat și a murit în alte cazuri. Dar sunt și asemenea când putem fi acuzați că a murit copilul. Noi să facem lucrul acesta de 2000 de ani. Și noi trebuie să facem credința că așa trebuie. Și nu putem să credem în consultație cu medicii. O să vedeți că medicul poate să spună precis că un copil nu poate să se mânce. De ce? Poate să de ce? Pentru că la vârsta care o are el, el este foarte obișnuit și foarte în lichidul anumitului. Și singurul lucru care trebuie să avem grijă este să nu facă un șoc. Și șocul face din apă prea rece. Ori noi, în bisericile noastre, încălzim apa, sau cel puțin o lăsăm la temperatura din biserică. De asemenea, încălzirea apei prea mult duce la deschiderea bolilor și nu închiderea lor. Mamele înțelepte, după ce fac baie la copii, le dau și cu apă mai rece ca să se închidă bolii. Atunci, sigur că copilul poate să răcească. Există și situații de temperatură foarte mare, de aprindere la plămâni, etc., etc., în care totul trebuie să fie foarte atent cu temperatura. Avantajul botezului copilului prin afundare este al copilului și al părinților. Nu este al plămânii. Nu poate să-l boteze și prin stropire. Dacă vrea, el este un botez. Dar nu este un botez cum trebuie, este un botez cum nu trebuie. Și dacă ne dăm după toate mușterile, în cele din urmă ați văzut că ajungem și la liturghie, la diverse liturghii și nu numai.
Pentru cei care stau de multă vreme în picioare, să știți că în lateralele bisericii mai sunt scaunele. Vă rugăm să luați loc. Totodată și aici în față mai sunt câteva scaune libere. Poftiți! Afară de faptul că nu are lucrarea. Cum a intrat în canon, Zoe. Deci Zoe era la ruși în 1955. Era o fată de 22 de ani care s-a dus în neamnou la o petrecere, a numărul fiind în timpul anul civil, altceva decât calendarul pe veche al rușilor. Și s-a dus la petrecere și prietenul ei, care s-a numit Nicolae, a venit și i-a dat avut cine de a dansa. Și a luat icoana Sfântului Nicolae de pe perete și a dansat cu ea. Cei de față au spus, nu e bine ce faci, și a ajuns dacă nu e bine ce faci, nu e bine ce faci. Și Dumnezeu a pedepsit-o cu 128 de zile de încremenire și de stat în picioare fără să vorbească. Injecții nu s-au putut face, salvarea a fost primată, n-a putut să o desprindă, miliția a venit, securitatea a venit, o istorie întreagă. Deci dacă n-a venit să spune în canon, da, a fost stat în picioare, atunci putem să luăm tot. Dacă nu, continuați în canon. Ce credeți că ar vrea prospăta gândirea românilor pentru o gândire sănătoasă? Trebuie multă întoarcere către Dumnezeu. Trebuie studiu. Trebuie văzut. Am primit în vara aceasta, în 3 săptămâni, un tânăr de 23 de ani din Siria, pe care un coleg de-al meu de acolo l-am convenit la producție și l-am întrebat, dar ce te-a determinat așa cum a văzut? În Siria e mai urmează să se face pe credință. Și a zis, toți luptau contra lui. Toți legau pe Hristos. Și m-am gândit să studiez pe cine ne-a venit. E ăla în care nu ne-a venit. Și am ajuns la concluzia că ei ne-a avut realitate de. Așa că noi trebuie la un moment dat să ne întoarcem. Să vedem unde sunt bazele, unde este lucrul sănătos. Ce a mers bine în istorie și ne-a adus bine? Credința, faptele bune, modul nostru de lucru, ce? Și atunci vom ajunge la niște concluzii și vom vedea că lucrurile stau cu totul în altă zonă decât noi astăzi avem impresia că sunt. Mai tare să vă spun ceva, vreau să spun și eu ceva. Mulți ajung la biserică, deoarece spun că Biblia a fost schimbată în timp, s-au dat alte denumirii, s-au schimbat cuvinte și spun că nu e real. Asta gândesc cum. Da, da, există o facultate în București, unde erau doi care pe unul l-a spus dintre profesori, pe unul l-a spus la pensie, și studenții spun să vorbim despre aceste prezențe în biserică, pentru că doar atunci când ne duce să facem statistici pe teren, dumneavoastră ne trimiteți la primărie, la biserică și la instituțiile existente pe respectivul teritoriu. La cimitir, de acolo aflăm foarte multe lucruri. E vorba de facultate de sociologie. Și răspunsul este niciun caz nu se întâmplă. Dar toți profesorii neagă total, refuză discuție, nu contradictor. Măcar discuție. Nici gând. Așa este situația. Cât privește aspectul ăsta cu Biblia schimbată, neschimbată în timp. Mi-aduc aminte, am citit un text în care se descria cum cineva și-a închinat viața a 20 de ani, a 10 ani a studiat limba ebraică, 10 ani a aramaică, încă vreo 20 de ani a teologie biblică,
tot studiind, de așa ca să ajungă la manuscrise și să poată regă, la un moment dat a făcut o vedea și și-a dat seama că trebuie să o crească și a murit la 86 de ani și în 6 ani a concluzionat. Noi studiem, facem studiul acesta, ca apoi să ne pronunțăm că este, că nu este. Sunt la întâlnit pe domnul profesor Emilian Popescu, profesor de etimologie, l-am întâlnit pe când treia părintele Constantin Nicol la Berlin, l-am întâlnit acolo și zic, ce faceți aici? Părinte, stau aici la 3 săptămâni, că studiez. Dar zic, ce să mai studiați? Acum, la internet, și am zis, părinte, nu se compară. În primul rând, nu am pe internet ce am trebuie. Și nu se compară când îți fac eu text, file. Al doilea, nu se compară mirosul cărților. Iar la manuscrise nu mai vorbesc. Pentru că rămâi consternat în fața unui manuscris vechi, așa, care putem să aducem atâtea confirmări și atâtea anotări și noutăți în niște aspecte pe care noi le-am moștenit, s-au afirmat, dar nu existau dovezi, iar acum sunt dovezi. Da, să ne avem aceștia. Poate aici, dacă vrea, poate completa un pic sau, știu eu, lămuri mai bine lucrurile, clarifica în acest sens, Părintele Profesor Ioan Carat, îl avem aici în mijlocul nostru. Vă rog. Nu cred că seamănă. Mai apropiat. Le-a adăugat. Ce a spus Părintele? Așa de important. Atunci când sunt vorba de Sfânta Scriptură, Sfânta Scriptură este cartea care reprezintă cuvânta întrupării de Hristos. Deci noi când închidăm Pantofratul Domnului, știm că este imaginea aceea care are pe Mântuitorul, cu mâna stângă ținând Sfânta Scriptură, în dreptul inimii sale, ceea ce ne arată că i-a spus Mântuitorul, voia ta este înăuntru inimii mele și cu mâna dreaptă vine cuvântul, ceea ce înseamnă că această binecuvântare este jertfa cu care Mântuitorul deschide Sfintele din Scriptură. Deci, așa cum a fost vorba despre famenea etiopiană, care a fost întrebat de Apostol Filip, înțelegi ce citești? El a spus, cum? Dacă nu-mi va spune cineva? Și atunci a spus Sfântul Filip, tot ce trebuia să știi faptul despre Mântuitorul Hristos. Și concluzia lui a fost curioasă. Nu întreba de Sfânta Scriptură, ci întreba de apa botezului. Iată apa botezului, ce mă împiedică să mă botez? Dacă tu crezi și mărturisești că Hristos este Fiul Dumnezeu, te poți boteza și la boteza. Deci iată drumul de la Sfânta Scriptură la botez. Sau la unirea cu Hristos, vreau să spun, asemănarea cu Hristos, pentru că Euharistia este unirea cu Hristos, asemănarea cu Hristos, sau calea aceea în care botezul înseamnă, de fapt, naștere din nou, înseamnă înviere. Este o înviere cu Duhul, pentru că sufletul omului este mort atunci când s-a născut în el neghina patimilor. Și iată Mântuitorul vindecă neghina patimilor și ridică darul Mântuitorului. Acesta este botezul. Mulțumim. Am întâlnit la Timișoara Alte o doamnă care fusese Iorghină, alături de soțul ei Iorghin, jevenise însă, reușise să facă cu el o comunie în biserică. Revenise ea la Iorghină, ea revenise la biserică. În cele din urmă, soțul ei a părăsit-o pentru
același timp, ea a vrut să reatragă și l-a chemat în bibolarul, a venit la Timișoara, o conjunctură a fost princhis acolo anul trecut sau anul ăsta, și a zis, hai, poate ne ilumina. Și el n-a vrut să vină. Și atunci mi-am dat seama că în capul ei era multă confuzie. Yoga, în India, în toate țările acestea unde se practică la nivel mare, nu comun creștinismul, numai România a trebuit să aibă puncte comune, pentru că în România nu prindea. Și atunci am încercat să o alcoiască din această apropiere. Și mi-aduc aminte referitor la cuvântele părintelui profesor, care și părintele mi-a fost profesor de la facultate, că la sala o fată, o studentă, a reușit să-i închidă, să-i blocheze la loc gura lui Nicolae. Cum? El trâmbița că yoga este o asceză, o interiorizare care nu elimină pe Iisus Hristos. Și studenta asta l-a întrebat așa, credeți în Iisus Hristos? Da. E sigur că dacă ești iau, dar credeți în Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu și Mântuitor al lumii? Corina se întreba asta. Unde mai fi? Că dacă mă 21 de ani, din studentă nu mai sunt. Probabil s-a meritat. Sau să fie călătorit. Că dar trăiești fericitat. Ei bine, închipuiți-vă la tribună. Bivolarul am cremenit, i-am cremenit limba, nici. Nu am mai zis. Și-au dat seama, erau, în înghețuiala, erau vreo 1500 de oameni. Au cremenit, pur și simplu, dinții lui și oamenii au fluierat și au cremenit. Pentru că mulți cred în Iisus Hristos, dar nu ca Fiul al lui Dumnezeu și Mântuitor al lumii. Mulți cred în Dumnezeu, dar cred în Dumnezeu ca într-o forță. Ceea ce nu e adevărat. Dumnezeu nu este o forță, El are forță. Dumnezeu este persoană, este de aceea și vorbim despre taina persoanei, taina întâmplării. Noi oamenii suntem persoane, nu suntem indivizi, cum adesea greșit se spune, sau chiar noi ne explicăm. Dacă noi credem în Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu și Mântuitor al lumii, nu altfel. Coranul este plin de numele lui Iisus. Mohamed este amintit în Coran de două ori și Iisus, numele lui Iisus de mai multe ori. Șase ori. Nu înseamnă că s-a rezolvat problema. Noi acceptăm pe Iisus Hristos în viața noastră ca Fiul al lui Dumnezeu și Mântuitor al lumii. Altfel, nu are valoare credința. Ce părere aveți despre vaccinarea obligatorie? Păi am impresia că, am părerea că trebuie să ne vaccinăm neobligatorie. Cum să ne vaccinăm obligatorie? Când nu poți să iei antibiotic obligatorie. Problema vaccinării în România este o problemă de nepregătire. Este o problemă de lipsă de cap din partea autorităților competente pentru a lămuri poporul. Și atunci, în loc să iartă vremea cu lămurirea poporului, pierd vremea cu legile care trebuie modificate pentru această obligativitate, care contrazice foarte multe alte legi. Inclusiv una în care se spunea clar precis că nimeni nu poate să
cer. Și atunci noi ar trebui să fim pregătiți să se explice ce este vaccinul, când folosește, care sunt riscurile vaccinului și care sunt avantajele vaccinului. Dacă nu se va întâmpla cu asta, vom forma în continuare două tabere care unii spun nu și unii spun da. În niciun caz nu putem fi adeptul vaccinurilor metrou, 700 de oameni ani în urmă s-au vaccinat în metrou și în luna în câteva zile a venit și a făcut vaccin. Când noi trebuie să fim verificat dacă facem alergie la un medicament sau nu. Deci acolo este problema. Întrebarea nu se pune dacă ne vaccinăm sau nu. Întrebarea este dacă știm ce facem cu noi sau nu. Asta se face documentându-ne. Capul nostru nu merge. Sau, la 90% în România nu merge capul să înțeleagă. Numai la un om de specialitate. Medic sau un om care studiază. Și aceștia care studiază ar trebui să-și ia ei interesul să ne lăbărească pe noi ce și cum. Când se ajunge la lucrul ăsta, aspectele sunt deja aranjate. Până atunci se aruncă bani în fața, bani în partea aceea, bani în partea altă. Biserica încearcă să păstreze această cale de mijloc, după aspect administrativ, de biserică. Închipuiți-vă dumneavoastră un duhovnic care este întrebat, mă vaccinez sau nu? Mă vaccinez ca copilul sau nu? Și duhovnicul zice, nu-l vaccinez. Și copilul moare. Cum rezolvă problema asta? Dar închipuiți-vă că duhovnicul este întrebat, îl vaccinez copilul sau nu? Și duhovnicul zice, da, sigur, dar și copilul moare. Ce legătură putem avea noi ca duhovnici și noi ca preoți în această problemă? Când, de fapt, în rândurile noastre sunt oameni de primă mână dotați cu cap pe așa ceva care pot lucruri și apoi biserica se poate și pronunța. Asta este greșeala noastră. Nu se face această documentare și oamenii să înțeleagă de ce se vaccinează și de ce nu se vaccinează. Când să se vaccineze, când să nu se vaccineze. El trebuie să poată hotărâ. Ori omul nostru, românul nostru, la ora noastră, nu este în puterea aceasta. Pe de o parte. Pe de altă parte. Noi facem caz de nevaccinare, dar să nu uităm că facem ăsta la umbrela vaccinației. Noi spunem, uite, copiii noștri sunt nevaccinați. Eu ce frumos. Copiii aceștia sunt nevaccinați. Vreau ce frumos. Sănătoși, are probleme, nu răcesc, eu ce frumos. Iată aici niște copii vaccinați care au paralizat. De acord. Numai să nu uităm că noi trăim ăștia nevaccinați, cu copii ăștia nevaccinați, la umbrela vaccinați. Pentru că dacă trece nevaccinarea de 26%, apoi mai vedem cum rezistăm noi nevaccinați. Deci așa se pune problema. În felul în care se pune problema în stradă, este un fel greșit. De ce? Pentru că nu se poate să se amestece cineva în necunoștință de cauză și mai ales în acest risc. Eu mai cunosc aspecte alte de vaccinare în care creștinii au venit la mari duhovnici și le-au pus întrebarea să facă așa sau așa. Și duhovnicul și el imprudent i-a zis, vă așa. Urmare la ce a zis el, să dea copilul la liceul ăla, copilul acesta departe de părinți, s-a luat de drogă și e mușcărie. Și tatăl reproșează duhovnicului că l-a scris să dea la liceul. Și a spus, ești nedrept. Tu trebuia să spui că copilul tău are inclinație pentru cutare domeniu. Copilul tău are nică anumite probleme. Și că liceul tău, bun pentru copilul tău, ce preferere, e vis-a-vis de casa
sfătuit prost. L-a transformat într-un ghicitor. Să fac așa sau așa. Asemenea la însărătoarea și la mărinții. Părinte, să mă însori sau să nu însori? Sau să mă însori cu fata asta sau nu? Pe cum poți să pui întrebarea așa? Cine ești? Dă cu întrebarea aceasta. Și el cine e să-ți răspundă ție? Ce este păticeală? Tu trebuie să-ți spui, părinte, am cunoscut fata aceasta. Am o vechime în prezentie de atât. Am ajuns la concluzia că ne potrivim, blagul să nu să mă însor. Nu dacă mă însor sau nu mă însor. Sau dacă mă duc la mănăstire sau nu. Nu ești bun nici de mănăstire și nici de însurătoare, tocmai pentru că crezi că se poate oricum și nu ești în stare să faci o orientare și apoi să, sigur cu sfat, să iei decizia. Părinte, de ce credeți că femeile din ziua de astăzi sunt mai mândre ca cele din trecut și mai răutăcioase? Asta e complicat, pentru că sociologul ăștia cu statistica. Și eu am crezut că femeile de astăzi sunt cele mai machiate, cele mai aranjate, cele mai... Și când am citit la Clement Alexandrinu și am citit și o teză de doctorat a Anal Preșinții Nicolae al Banatului despre felul în care femeile, deci 1700 de ani în urmă, și nu numai în antichitate, se machiau, se aranjau, se parfumau, am ajuns la concluzia că femeile noastre au, femeile zilelor noastre au scăzut mult în dexteritate din acestea. Pentru noi, mândria este un pătrunat pentru noi părinții, pe care nu putem să-l rezolvăm la spovedanie cu canon. Nu există un canon pentru mândrie. Niciun. Nu poți să te duci, părinte, sunt mândru, dăm un canon. Răspunsul nostru, oricilor trebuie să fie, leapă de vedere mândrie. Nu ai ce faci. Nu poți să faci tani sau altele sau altele ca să scape păcatul acesta, decât prin lepădare. Deci eu nu cred că femeile noastre sunt mai multe decât altele în zilele noastre, în același timp care sunt pentru că există ceva excentric. Atunci, sigur că, da, sunt mai multe decât unele de atunci. Printre alte întrebări și bilete primite, am primit și o întrebare mai delicată. Noaptea munții. Apropo de mărturisitor, ce credeți? La Sinodul din Creta, Hristos a fost mărturisit sau trădat? A, bă, foarte dificilă întrebare. Adică, cum mai știe? Mai? Delicat. Ce delicat? Deci, nu e nicio delicată. Pentru că problema Sinodului din Creta este o problemă rezolvată. În sensul că e o problemă pe care încercă. E un aspect care s-a discutat, sunt multe aspecte care s-au discutat. În sfârșit, biserica iese și stă de vorbă, se sfătuiește prin participanți, se exprimă, pune la dispoziție nouă și tuturor posibilitatea de a dăm cu părerea, și ca de fiecare dată în istoria sinodelor și în istoria existenței noastre sub acest aspect, sub asistența Duhului Sfânt, Biserica va primi sau nu anumite aspecte. Deocamdată, nu ni s-a transmis să facem ceva cu preoților și noi să vă spunem dumneavoastră să facem ceva anume în urma acestui sinod. Dimpotrivă. De asemenea, noi cunoaștem, să luăm un simplu exemplu, Sinodul III Ecumenică a avut loc la 1381. Sinodul acesta a suferit în hotărâri și canoane modificări aproape radicale,
până în anul 570. Din 381 până în 570. Grăbiții aceștia care au vrut să pronunțe cu trădarea, cu legitimitate sau altceva, au făcut rău, au scindat ceva cu lucruri. Ne așteptam la mai mare cu vremuri, dar au fost atenuat aproape total, pentru că cei care s-au dat deoparte și au făcut lucrurile pe dos, s-au împărțit și ei acum în 10-20-30 de fracțiuni, nu mai au unitate și asta este semn al schismei, adică al futurii. În momentul în care partea pretinsă ca precisă și drept mărturisitoare se scindează, asta înseamnă semn al este bine dacă nu putem pronunța. Eu cunosc un preot, un propriu avatar, care studie continuu și își dă cu părerea, se semnează, zice blasfemii, scrie patriarhul, scrie Sfântul Sinod, scrie episcopul. Și atât. Nu iese din biserică și începe să țipe împotriva bisericii și stă în biserică dacă are ceva de spus. Noi trebuie să rămânem în biserică și dacă avem ceva de spus, să spunem. Cum? Documentând. Nu merge așa să ai acasă în bibliotecă cărți de cucate și mergi în trenurilor și să-ți dai cu părerea la despre Sinod. Dacă vrei să pui curta pe carte, atunci trebuie linia apă rece, gheață la curta și citi. Citit, și după ce tu poți să faci față unei discuții, te pronunți. În general, cei care au preluat anumite lucruri, de bun simț de altfel, și cu bună autoritate ținut, aceștia au fost în lipsă, adică nu au fost documentați. Este, din păcate, România, acest al treilea tremur, al doilea tremur după cel întâmplat cu ruptura calendaricii, adică stilul nou, stilul vechi, este sigur că doare, ar trebui cel puțin să ne doară, poți să ne doară, această separare, această opoziție, fără dar, intrați pe internet și citiți de acolo enciclica. Ce este enciclica? Enciclica era o scrisoare rezumativă, dar complet exprimată adevărul de credință, după orice sinod. Deci, hotărârile sinodului erau comprimate în document și acest document era trimis bisericilor, patriarhiilor, credincioșilor și ei luau cunoștință. Dacă veți intra pe internet și veți citi asta, nu veți afla nimic din toată. Nu înseamnă că la Sfântul Sfântului, dar nu putem să aducem participarea noastră. Dar aceasta este o participare documentată. Nu este așa, iei un canon de acolo și îl pui de acolo. Nu faci ca episcopul ăsta care trece granițele, calcă toate canoanele, se duce într-o mănăstire, se făcește un stare, așa, nu știu ce stare, și-a revenit acolo, după aproape un an și-a revenit. Și pe urmă face caz de canoane, el care calcă în picioarele canoanele. Între altele, și lucrul acesta s-a făcut într-un mod repetat și susținut, recomandăm consultarea broșurii, dacă nu altceva, măcar a broșurii editate de Patriarhia Română în acest sens, care este și online, cu
în format PDF, este, poate fi accesată, citită, poate fi oricând consultată, dar este și tipărită și ea s-a fost distribuită inclusiv în această biserică și de altminte în toate bisericile Patriarhiei Române, gratuit. Și de acolo se pot lămuri și clarifica cei care încă mai au lămurire în acest sens. Cum ar trebui să se raporteze un creștin ortodox la alte confesiuni creștine, dar la alte religii? La alte confesiuni creștine? Noi ne vedem de treabă, ei nu vedem de treabă. La alte religii, dacă sunt în nevoie, ei ajută. Dacă vor să poarte discuții, ne vedem. Dacă suntem documentați, putem să acceptăm o discuție în niște limbi. În experiența mea, poate și a dumneavoastră, este că ei, creștinii de alte confesiuni, sar de la unul la altul. Încercați, acceptați o discuție și când vedeți că a sărit de la botez, la masă, la mamă, la preoție, la preoție, la post, la post, la sâmbătă, sau ce specific au ei, atunci noi m-am lămurit. În 3 minute m-ai purtat de acolo până acolo, asta înseamnă că nu poți să stai pe o problemă și să lămânești. Așa că eu rămân tot al lui Ștefan cel Mare și da. Cam așa. Acestea, în general, nu au dat roade. Discuțiile acestea la nivelul credincioși. Dialogul mai sus. N-au avut putere televizat. Noi n-am avut niciodată emisiuni în contradictorii. Nu se permit. Nu se organizează sau nu se permit. Părintele Savatie Pașcăvoi a avut asemenea emisiuni și acum nu le mai are. De ce? Nu mai vrea nimeni. El vine, el nu mai vine. Adică nu-ți convine să fie în front public. Dacă teologii noștri au aceste texte în tăzi, sigur că ceilalți preferă să nu accepte asemenea emisiuni. Cam așa trebuie să faci. Nu da interes. Nu că n-am fi bucuroși să revină la dreapta credință, dar noi avem probleme cu ai noștri. Noi avem creștini care merg, ortodoși, care merg direct în ea, tocmai pentru că nu au preocuparea sufletului lor după cerințele bisericii. După regulile, după direcțiile de beacuri care le-a dat biserica și le-a recomandat. Și apoi au oferit și garanție. Pentru că mântuirea este un dar de la Dumnezeu, dar este și participarea lui. Părinte, ce să facem cu cei care nu cred? Pentru cei ce cred, am o mie de Dumnezeu. Ce trebuie să dau de lucru bun? Dacă el nu vrea să crede. Nu că nu crede, dar nu vrea să crede, nu vrea să se crede. Ne rugăm de lui, pentru mine are minții. Poate, poate. Părinte, cum sprijină biserica tineri maturi de 40 de ani pentru a-și găsi o pereche? Ce poate face o femeie de 40 de ani recent întoarsă la calea, pe calea către biserică, întoarsă la biserică, pentru a găsi un soț ortodox? Mă lupt și îmi reproșesc că n-am reușit să fac la valea un târg de pentru că întrebarea aceasta se vine și la conferință și în discuții. Toți băieții caută fete, toate fetele caută băieți. Așteaptă băieții. E adevărat că
De la o vreme, de la o vârstă, lucrurile stau puțin mai diferit. Și nu este așa ușor. Trenul de gară circulă un anumit mers. Dar există și trenuri care circulă o dată și gata. Nu se mai întâmplă. Nu mai trec cu o dată. E bine, acești băieți, respectiv aceste fete, au avut o carte și se duce în tren, sau că au așteptat altul mai cu viteză, mai așa, mai cu clasa întâi și etc. Și atunci se ajunge la 40 de ani. Problema la 40 de ani este o problemă. Să dai seama exact ce faci tu la 40 de ani. Ca fată, ca femeie sau ca băiat, ca bărbat. Dacă este bine, este mai în jos, este mai în sau nu. Sigur că niciodată nu e imposibil. Există și reguli ale căsătoriei ca vârstă și ar trebui respectate aceste reguli. Dar, în același timp, biserica înțelege toate acestea. Acum să răspundem la întrebarea ce să facă. Să se roage și să participe la tabere, întâlniri, etc., etc., care se mai fac cu diferite asociații sau pelerinaje și totul este să cunoști. Dacă cunoști, nu îți dai seama. Există matrimonialele astea pe internet, am înțeles că sunt și unele bine supervizate din punct de vedere creștin. Eu cunosc un caz care s-a rezolvat așa, dar nu un caz. În rest, e foarte riscant să te manifestă și de zonă pe internet, pentru că nu știi. E riscant, e complicat. Încercat și la 40 de ani, dar mai bine ați încercat la 30 de ani, măcar. Vă dați seama că în vremea Sfântului Ioan Gurădeaua, fetele se măritau la 12, 13, 14 ani și băieții la 14, 15, 16 ani. În zilele noastre nu spun să fie așa. Oricum v-am mers în mintea la țigări, nu? Da, dar nu moșterim de la țigări astea. Am avut noi practic aceasta. Nu mai e potrivită datorită societății, studiilor. Este importantă cunoașterea, perioada de cunoaștere, ca apoi intervine grav. După aceea trebuie să aibă o căsnicie, trebuie să aibă tot. Trebuie să ai și această atracție fizică. Aspecte care țin de împlinirea ta, cum ar fi graviditatea, aștia copii. Păi dacă tot amâne așa, e foarte discutabil ce, cât, mai rămâi gravidă, ai, poți să naști, nu poți. În corp au avut loc foarte multe modificări. Este o luptă complexă. Apropo, părinte, fiindcă încă sunt multe persoane care n-au ajuns până în momentul acesta la Valea Clopului. Ce este acolo, părinte, la Valea Clopului și la Valea Sfântului? Este o margine de județ până la marginea vecinătății cu județul Buzău. Județul Buzău sunt 5 km. În care eu am fost numit preot acolo acum 21 de ani, pardon, acum 31 de ani, am stat acolo să Ceaușescu cu 10 ani, de-aia am făcut concluzia cu 28, și am făcut ce s-a făcut, că atunci nu se putea face prea multe lucruri, nu se putea face. De ce? Pentru că tot era supervizat, îngrădit, mai sărei ca lucrurile. Eu, spre exemplu, am pierdut salariul și alocația la copii pe 8 ani, pentru că am făcut excursii cu copii, inclusiv cu avionul, și am plecat orinde și am antrenat tine.
pentru că întâlnirea mea și altora, chiar pe Dumnezeu și cu Ioan Alexandru în 1990, a determinat o luptă la propunerea lui cu drepturile comunității. Am luptat cu fraborile, atunci în fel, astăzi de altă. Și a trebuit să preluăm copilul cu un an de zile, cărora mame, la care mama a depus efortul acesta împreună cu acest mare om cu conștiința cu poștul Ioan Alexandru și a trebuit să-i preluăm pe aceștia ca așa le-a promis mama. Și într-o zi am luat 13 și într-un an am făcut peste 80 și am răspândit prin sat, dar am nimic. Și pe urmă, încet, încet a trebuit să facem mai multe lucruri, tocmai pentru că România s-a confruntat și se confruntă cu această nebunie. Adică avortul, dar și nebăgarea de seamă, o sărăcie la care n-ar trebui să ajungem. Pentru că avem destul de multe resurse și ne rămâne destul de multă mâncare și nu numai, ca și cel de lângă noi să trăiască. Și atunci am încercat să facem aceasta. Am reușit la un calitativ. Acum suntem 427. Dar nu numai copii, avem și 41 de bătrâni, mai avem și mame. De curând avem 4 tați. Adică mamele s-au dus negre și ăștia au rămas și au rămas de 5 timp de câteva luni, care sunt tot acolo. Alte la ora mai multe. Dacă vii și studiezi în mulțime, vezi că nu e extraordinar. Dar poate să fie extraordinar dacă compari cu legea altora. Și da, este extraordinar. În general, oamenii se mai gândesc în legea. Și legea are o altă formă. Face rău, merge la muzee, că citește acasă, postește fără voie. Dar lasă omul în stradă. Lasă în stradă. Îl înzobește cu lipsa lui de preocupare pentru aproape. O să zicem, dar ce să-i faci? Sunt multe lucruri care poți să-i faci. Poți să-l studiezi, poți să-l ajuți, poți să mergi cu el acasă. Dacă nu are un buletin, faci carte provizorie, colegi un pic cu el. Așa se trebuie să mă gândesc. Ultimele două întrebări. Televiziunea și nu numai afirmă că cineva moare, se spune a trecut în neființă sau trecerea lui în neființă. De ce Biserica nu clarifică acest lucru și nu ia o atitudine concretă în acest sens? Patriarhul Teodosie mi-a spus, care e în mod așa de tristețe, zice, Părinte Nicolae, primesc continuu scrisori să intervin la televiziune. Și primesc scrisori, zicea Patriarhul Teotist, ca să intervin la televiziune și la pornografie. Și eu vreau să mă duc chiar la televiziune și vreau să intervin. Zice, dar trebuie să mă duc cu popor. Nu
pot să mă duc singur și mă duc singur fără efect. Provoacă mai mult scandal media de zeța mea. Așa și aici. De ce trebuie biserica? Ce înseamnă biserica? Biserica suntem noi. Noi trebuie să clarificăm asta. Sigur că și la nivel. Dar sunt atâtea cărți despre asta, numai că ar trebui să vă respectează și publicăm răspunsurile scurte. Zice cuvântul adio. Ce înseamnă cuvântul? Cine nu mă francește? Adio. Adică la Dumnezeu. Deci să ne vedem la Dumnezeu. Din sensul ăsta, adio înseamnă să nu ne mai vedem. De aceea, cei care țin cuvântări din partea unei școli, profesor sau din partea instituției respective, cer voie aici și țin o cuvântare, pentru că le dăm voie și spun numai prostii sub aspectul uman. Nici sunt sincer, dar apar. Spun adiu, dar nu în sensul la Dumnezeu. Sau conducem pe un drum pe cel care a trecut în neființă. Zice, deci, noi nu trecem în neființă, noi trecem în ființă. Pentru că noi ființăm în lumea de dincolo. Nu trecem în drum. Așa e problema aceasta. Dar ce să facem noi cu crainicii la televiziune care nu sunt în stare, la atât de mult că nu au ocazia? Nu mai spune nume Paște. Spune Sfintele Paște. Sau Paște. Pentru că cuvântul este defectiv de singular. Paște nu are singular Paște. Păi Sfintele Paște sau Paște. Nu zici Paște, la plural. Foarte bine. Acum, ce să facem? N-a văzut că vrei să fii, dacă ești persoană publică, trebuie să vrei și să suporți toate acestea, inclusiv aspecte care deranjează. Părintele Arsenie Boca afirmă într-o carte: bolnavi de epilepsie, dacă nu mor în foc sau în apă, merg direct în rai. E adevărat? Să Dumnezeu știți. Dacă nu mor în foc sau în apă, dacă mor în foc sau în apă, merg tot în rai. Nu, acolo vrea să spună altceva. Părintele Arsenie Boca. Vrea să spună epilepticul suportă greu foarte boală. Iar epilepsia este o boală care obosește. Te obosește. De curând, adică de câteva luni în urmă, a murit o fată pe care nu o cunoșteam și a stat în timp la noi. A murit aici în București. A fost găsită asfixiată. Fața în jos, în pat. Și medicii au spus că a făcut o criză de epilepsie și în data a venit altă criză. Și atunci ea, din criza, din oboseala primei crize, n-a reușit să mai să-și îndrepte capul și s-a asociat așa. Da, n-a mai luat aia. În a doua criză. Atunci se referă la acest chin, este o grăzăvie epilepsiată, este o boală. Inițial era tratată ca drăcească și poate și drăcească, dar este mai medicat. În ambele situații, epilepsie este chinul doare. Dar cu focul și cu apa, nu știm asta. Pentru că în vreme, nu știu la ce se referă, la vreme știți că
ei lunaticul se arunca în foc, în apă, există o discuție Mântuitorului cu tatăl copilului. Penultima întrebare. Cum credeți că ar trebui să împărțim timpul nostru între familie, muncă, biserică, fără să neglijăm niciuna din ele? Păi, trei. Adică, o treime acolo, o treime dincolo și o treime echilibru. Dar e rol. Echilibru. Știți că noi nu mai dăm 10 ani. Noi dăm 3. O treime pentru familie, o treime pentru săraci și o treime pentru biserică. Deci, asta e regula în creștin. Nu mai e ca la evrei, o zece. Nu, o trei. Deci două treime trebuie să dispară de funcționarul nostru și o treime trebuie să rămână ca să hrănim familie. Facem așa? Nu. E, acum să facem cum putem, dar să facem. Trebuie să și dăm. Că Dumnezeu iubește circulația bună. Dumnezeu iubește ca bunurile să circule. Ca să vadă, să vadă Dumnezeu să, că noi recunoaștem că suntem administrați. Asta e nenorocirea. Noi credem că suntem stăpâni. Și atunci spunem, al meu. Știți că Ardeleanu număra așa. Și Munteanu număra așa. Deci, Ardeleanu, 2, 3. Munteanu număra 2, 3. Către el. Este o congestică, mă rog, care poate fi și interpretată. Și ultima întrebare. Cum ar trebui să ne raportăm între cuvânt și fapt? Păi cuvântul vostru să fie da, și ce e da, și ce nu, ce nu. Și dacă fapta convine cuvântul, atunci nu vorbește în vară. Dacă nu convine, mă, e ușor să vorbim. Păi dacă vreți să mai rămâneți câțiva, eu pot să vorbesc până mâine. Dacă nu răbușim. După ce răbușim, ne revenim și iar mai vorbim. Se vorbim ușor. E aplicat, este greu. Și atunci noi trebuie să avem această concordanță între cuvânt și fapt. Este ușor să spui cuiva postește, dacă el nu postește pentru că te vede pe tine postit. Ați văzut că și medicii care fumează sunt acuzați de pacienți cărora le-ai interzis fumatul, tocmai din cauza asta. Bine, dar dumneavoastră fumați. Și medicul spune, da, dar nu-i treaba ta. Mai știți că poporul are o vorbă foarte proastă. Și anume să faci ce zice popa, nu ce face popa. Este un dezastru. Cum adică se există atâta discordanță încât poporul să ia seama numai la ce zic eu, nu și la ce cum aplic eu, ce zic eu în viața mea? Asta este un dezastru care nu trebuie niciodată aplicat. Cuvânt rău, care poporul l-a cultivat, l-a preluat, l-a cultivat și nu merge așa ceva ce reușește să nu-i importe ce zice el. Pentru că nimic nu determină mai mult decât exemplu personal. Când exemplu personal survine, celălalt se miște. Credeți, omul e cam sătul de cuvânt. Cuvânt în sensul de îndemn și trim. Acum și noi preoții am căzut adesea în această lacră, noi tot criticăm și zidim mai puțin. Dar criticăm în dorința de mișcare a sufletelor și a pregătirii noastre ca să primim și pe alții. V-a spus odată întrebarea că Dumnezeu luminează pe Dumnezeu, îl trezește dimineața, se îmbracă și vine la biserică. El a fost de 40 de ani la biserică. Dacă intră într-o biserică dezorganizată, unde creștinii se plimbă de acolo până acolo, unde câte o doamnă de-asta cu pălărie
dați seama că omul acela e pierdut și nu mai vine niciodată la biserică. Vă dați seama dacă nu reușim să facem cateheză cu nașii și cu fiii, cu părinții cei îmbătrânați sau cei de la comunie, să facem înainte și apoi aplicăm așa dur. Vă dați seama pe unde ajungem și cum facem. Ce apă bună. Apă vie. Apa minerală răgușește, apa neminerală răgușește unde vine. Ați văzut că ar trebui să bem, până la urmă, 4 litri de apă. Am 1 litru, 2 litri, 3 litri, 4 litri. S-a ajuns la 4 litri. Când au ajuns la 4 litri cu recomandările, nu mai știau lumea ce să facă, au început să dea înapoi și acum ajuns la o altă locuri. Când ce se de ea, ce nu se vede, nu. Asta e regulă. Toată lumea umblă cu, sau mulți îi văd cu această sticlă. Mai mică, mai mare, ceva, beau. Dar ce bei așa de des? Ce trebuie să beau 4 litri sau 2 litri? Cum să bei așa mult apă? Bea dacă ce se sete, dacă nu se sete, asta e. Corpul ce știe când și cum. Și uite așa facem cum. Propria procedură. Vă mulțumim. Ultima întrebare, stați așa. Haideți. Ultima întrebare. Mai tare. Cunoaște autoritatea dumneavoastră, cel puțin majoritatea, sper. Autoritatea dumneavoastră, la Marea Sfântului Valea. Cunoaște autoritatea și Fundației Provita. Bine ați fost și ne-ați spățit. Am fost acolo de multe ori la dumneavoastră, am putut ce am putut și ce s-a putut strânge. Presupunem că vă trebuie să de toate. Dar preponderență, prioritate. Ce nu mai trebuie? O parte și stau de vorbă cu prieteni, cu colegi, cu cunoscuți. Vrem să vă mai vizităm și vrem să vă aducem în primul rând de ce vă este necesitate. Bani, că-s mai bun. Am nevoie ca timp de 2 ani de zile să nu trimite de la București nimeni. Nici bătrâni, nici copii, nici mame. Dacă aș putea să fac lucrul acesta, atunci ne-am stabilizat și noi. Pentru că mă deranjează foarte tare lucrul și anume, creștini din biserică, întâlnesc amărâți pe stradă și imediat îi dau bani. Uneori le iau bilejul din la Valea Procului, dar nu le întreabă, ai un document? De unde ești? Bine, nu ai. Haideți să faceți și apoi îi da. Ai ceva analize? Bine, am făcut tot felul de boli, nu mai Dumnezeu ne-a plăcut. Că atunci, asta ar fi un aport. Eu mă bucur dacă pot primi la Valea Procului ceea ce prisosește, nu ceea ce presupune cheltuială. Și sunt foarte multe lucruri care prisosesc în casa unui om. De exemplu, bucureștenii n-au ce să facă cu grâu. Și mulți au grâu. De unde? Niște terenuri care în arendă mica toată. Alții au avut șantiere și au schimbat uși ferestre, dar de când de cât au avut de dezastros modul de schimbare. Că ai avut un meșter din ăsta care ne-a spus cu ranga, nu mai rămâne de nimic vechile de care se știu. Și în general, ce se iubește, fără efort, pentru că totuși România trece prin greutate. Noi vorbim că e foarte bine și cred în asta, dar în același timp sunt oameni care sunt și antrenați. Un om care are ce mâncare, are o casă, dar are 3 copii la liceu și 2 la facultate și 1 la grădiniță,
pentru lumea nu se convinge. E, dacă veni și pe la noi așa, atunci vă convinge numai bine de ce e. Are nevoie de ceva. Numai să reușim să întreprințăm bine. El nu e un loc mare cu locul. Eu administrez ce aducați. A fost vremuri mai greu. Cât de bine mai reușim noi să resocializăm, pentru că acești copii cresc și în creșterea lor trebuie să ajungă undeva, acel undeva nu este la loc așa ușor de atins. Noi nu avem în București, pe exemplu, internate ale parohiei, avem studenți în București, chirie. Da? Nu este important asta. Vreau să zic că s-ar putea face foarte mult. La Arena a venit un preot care avea trei blocuri înalte, nu știu dacă nu depășea 400 de posibilități, 400 de pat. Și unde primea gratuit studenți. Și când nu le mai dădea și ceva alimente de bani. Că acești studenți erau mai nu, cu multă dare de mână, se zice, avere și le făcea bine. Poate ajungem încet, încet, așa cum am construit asemenea biserici și asemenea așezăminte, poate ajungem să facem mai mult. Asta ar fi demn. Dacă puteți să vă determinați pe dumneavoastră încivă să facem mai mult, adecvat la puterea, cred că la Valea Promului sunteți bineveniți. Dacă veniți mai mult de 120, trebuie să anunțați. Dacă veniți până în 120, veniți și în opinia. Repet, mâine sau poimine, cel târziu, vă rugăm, dacă știți sau aveți vreo posibilitate, vreo cunoștință, să ne ajutați cu o dubiță cu care să transportăm ceea ce s-a strâns până în momentul de față, aici, la biserică. Să facem rugăciunea, vă mulțumim din suflet. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, amin, cu toți. Vine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului Sfințite, Părinte, binecuvântat. Mergi cu plăciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu vostru, mântuiește-ne pe noi. Vă mulțumim din suflet. Doamne, ajută săptămână binecuvântată, sărbători fericite, la mulți binecuvântați și fericiți ani. Dacă vreți la Părintele, un moment, o binecuvântare și o fotografie de grup. După aceea, Doamne, Dumnezeu, seara binecuvântată.